Top, 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 râșinica. Top 3 momente din timpul vizitei papei. După ce a plecat Dragnea, Viorica Dăncilă s-a deșteptat, după cum a remarcat toată presa română. A ținut post? Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale nonșalanței nonconformistice într-o Jean Calvin. Numai că această republistică interumană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar. Aș vrea ca totul în această zi a unui prohod pe care divinitatea interumană se putea codifica. O împărtășanie pură s-ar putea restructura pe un anumit disconfort plurirenascentistic umanitar. Și am luat-o, sunt împărtășanie într-un exitus inversus, într-un nonșalant conformist sub Jean Calvin. Și nu știu dacă dumneavoastră aveți pledoaria ca să-mi oferiți această continență parasinusoidală pe care niciodată acest univers situs inversus s-ar putea reconstitui. Doamne ferește, Viorico! M-am ețit de cap. Și pe tine. Pe toți românii. Jos, Dăncilă! Să plec! Mi-a subt toată energia și mai trebuie să mă întâlnesc cu ea odată. Încurcate sunt căile tale. Ce asta? Ai scris o carte? Da, aici am scris gândurile mele. E pagina albă deocamdată, dar am pus poze. Grație, superbisi. Iar aici avem un ceas, care l-am cumpărat eu când am fost în vizită la chinezi. Merge bine dacă îi puneți baterie. Iar aici, dacă știți să citiți... Știu să citesc, știu, normal. Eu nu. Aici aveți instrucțiunile de folosire. Vă zice ce face limba mare și limba mică. Grație, seniora. Acum să vă dau și eu cadourile. Aveți aici o bucată de săpun. Am înțeles că aveți un prieten după grafic. Și aici avem niște cărți. Sunt cu litere, cu propoziții, cu fraze. Să nu te sperii de ele. Promit că dacă citești 5 pagini până peste 2 ani când ne vedem, îți aduc și ce mi-ai cerut. Creioane de colorat. Mulțumesc, sancitatea voastră, mulțumesc. Du-te, Viorico, du-te. Top, 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 râșinica!